Astăzi vom vorbi despre un alt verset din Coran care are un impact uh, puternic în ziua de astăzi. Acest verset sau uh, sensul acestui verset este mult mai clar și evident și are un impact mai puternic asupra, uh, asupra omului când citește acest verset decât îl avea acum 1400 de ani când a fost revelat. Deci nu este un verset care are mai multe interpretări, ci este un verset care este interpretat astăzi într un mod mult mai eficient, mai clar și mai puternic, datorită faptului că uh, ne abdatează, ne aduce la vorbește, uh, vorbește în, uh, în limbajul nostru de astăzi. Este vorba despre versetul din Coran care vorbește despre re reînviere. Cu bine știm cu toții, face parte din baza credinței noastre să credem în reînvierea din ziua de apoi. În care toți vom da socoteală. Allah ne readuce la viață și dăm socoteală cu toți. Știți foarte bine că sunt foarte mulți oameni care nu cred poate în ziua de apoi. Spune cine s-a dus și s-a întors. Ba chiar a venit la profet cu un os vechi, l-a sfărmat așa în fața profetului și a spus cine va readuce la viață acest os care acum este ramim, cenușă, praf. Și Allah a răspuns într-un verset, a fost revelat versetul și Allah le-a răspuns, îl va readuce la viață cel care l-a creat prima dată. Adică este mult mai, difi, mai, dificil și mai greu să creezi un lucru decât să-l refaci a doua oară. Așa e pe înțelesul omului. Și Allah ne-a dat un răspuns pe înțelesul nostru. Astăzi vom vorbi despre acest verset. Bela qadirine ale în nuseuie benane. Bela, într-adevăr, qadirine, noi avem putere în nuseuie să-i refacem lui benanehu. Și acesta este cuvântul care ne interesează astăzi. Benan. Ce înseamnă benan? În limba arabă, Benan este această parte interioară a vârfului degetelor. Aceasta se numește Benan. Acum 1400 de ani, când a fost revelat Coranul, probabil companioni au spus și savanții musulmani, Allah într-adevăr ne reva face ne reînviază, ne readuce la viață, așa cum suntem acum, ba chiar și vârful degetelor. Degetul mic e mai subțire, degetul mare e mai, e mai, gros, mai mic, degetul arătător e mai lung și așa mai departe. Capetele acestea ale degetelor vor fi identice și în ziua de apoi. Le va readuce Allah la viață, așa cum le-ai avut în această lume. Acum, după ce au trecut 1400 de ani, ne uităm și vedem că știința a avansat și de fapt aceasta este amprenta. Iar fiecare dintre noi are amprenta lui. Acest verset ne spune nou, prin acest mesaj miraculos, bela caderine ale anuseu benane, noi vă readucem la viață, chiar veți avea, vă refacem, readucem la viață și aceleași amprente pe care le-ați avut în această lume. În acest context, în această zi, în această eră, acest verset este înțeles mult mai clar și mult mai mult mai miraculos să-i spunem așa, față de cum a fost înțeles el înainte să fie descoperite amprentele. De aceea vedem cum Coranul într-un stil miraculos se reînnoiește iar sensurile lui devin cu timp ce trece, pe timp ce trece sensurile lui devin mai puternice. Sunt astfel multe exemple în Coran, de aceea Allah ne îndeamnă ca întotdeauna să medităm să medităm Coranul, să înțelegem Coranul și să găsim aceste noi semne ale Coranului, aceste noi sensuri ale Coranului de-a lungul uh, timpului. Vom veni cu multe alte exemple uh, Inshallah, în care evidențiem acest lucru, care scoate în evidență cât de important este să citim Coranul, să-l înțelegem și să-l medităm într-un mod corect.